găsit, doamnelor și domnilor, fiți bineveniți în emisiunea Viața satului Mureșan. În final de cuptor, într-un final de lună, când încercăm și noi să vă facem legătura cu cei care ar trebui să fie alături de dumneavoastră, într-un final de lună în care încercăm și noi să ducem muzica bună și, de ce nu, tinerețea, pentru că, așa cum îi spune și emisiunea de astăzi, tinerețea e floare mândră. Haideți să încercăm și astăzi să luăm puțin din prospețimea de tinerețe. Poate că încă nu sunteți plecați în vacanță, dar visați la așa ceva, motiv pentru care încercăm astăzi să vă ghidăm un pic spre ceea ce înseamnă vacanță, gândurile bune sau vremurile bune, când poate nu erau atât de multe probleme și când încercam cu toții să ne dezbărăm de tot ceea ce a fost pe parcursul unui an și să începem cu forțe proaspete mai spre toamnă. Și noi ne apropiem încetul cu vacanța, dar deocamdată suntem încă alături de dumneavoastră și dacă cel de sus sau cei de sus și cei de jos deopotrivă ne permit, o să mai continuăm și de la toamnă. Dar deocamdată în emisiunea Viața satului Mureșan am dat adunarea și să vedeți cine a răspuns apelului nostru. Începem de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, depinde cum privim ecranul sau cum îi vede camera de luat vederi. Primul nostru invitat, Paul Miclea. Bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur că m-ați invitat la această emisiune frumoasă. Paul, tu ești tocmai unul dintre un proaspăt laureat a unui festival la care am participat și eu. Da, la festivalul concurs In Memoriam Vasile Conciu. A, așa, unde ai obținut? Am obținut mențiune. Foarte bine! La câți concurenți foarte buni au fost? Da, eu zic au fost că într-adevăr foarte buni toți concurenții. Te pot felicita pe deplin. Mulțumesc. Paul, o să aflăm despre tine mai multe, dar trebuie să vă spunem că motivul principal pentru care astăzi ne-am adunat așa cu toții este Cristina Maria Farcăș, cea care pe data de 27 iulie și-a aniversat ziua de naștere și e ca o floricică de iulie. Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru urări. Așa, să crești mare, să fii frumoasă și să ai talent mult încât să impresionezi pe toți. Mulțumesc. Să fie destul aceia care te privesc cu are ceva surprindere, mai ales că atunci când faci ceva, să știi că întotdeauna se vor găsi o cohortă de oameni care să te privească destul așa de la margine. Da. Dar să fie mulți din aceia înseamnă că ai făcut ceva bun. Da. Maria Cristina Farcăș, lângă ea o altă tânără pe care trebuie să felicităm pentru că copila asta unde merge ne face numai, hai să spunem, zile frumoase și ne aduce vești bune, este Alexia Aștelian. Te mai cheamă și altfel, Alexia? Nu, doar Alexia. Alexia Aștelian, așa. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet pentru invitația acordată și dați-mi voie să felicit toți invitații pentru vocea lor foarte frumoasă și de fiecare dată și ei mă fac să mă simt mult mai bine cu vocea lor și prezența lor. Da, așa este. Petelea Reghin Reghin și trecem acum la concurenta cu numărul 4. Vedeți că am rămas de săptămânile trecute cu concurenții. Concurenta cu numărul 4 în emisiunea noastră de astăzi este o mai veche cunoștință, este omul pe care eu tot l-am, nu neapărat încurajat în mod deosebit, dar l-am... I-am spus să meargă și să cânte, pentru că mie mi-a făcut plăcere încă de când am cunoscut-o pentru prima dată și era o tânără copilă, așa mai mică decât Alexia, cred că era. Larisa Lup, din Sighișoara, este o voce pe care îmi face întotdeauna plăcere să te ascult. Ai o voce așa de frumoasă și de clar că e păcat să stai deoparte și să nu cânți lumii. Mai ales că sunt atâția care poluează sonor lumea asta a folclorului, încât ar fi păcat să nu cânți tu. Așa, despre Larisa Lup o să spun că este născută la sfârșitul lunii mai. E adevărat? Da. Așa este. Despre Alexia nu știm noi foarte multe, dar știm că a mai fost la o singură emisiune, atunci povesteam despre mere și oameni care strâng merele, da, pentru că are legătură strânsă cu comuna Baroș. Apoi, despre Cristina Maria Farcăș, știm că este o câștigătoare peste tot pe unde umblă și ne bucurăm că are și spiritul acesta de om care poate să învingă, care poate să treacă dincolo de niște granițe. Mulțumesc. Așa, între timp ai devenit studentă, nu? Da. Așa. Da, Academia de Muzică Gheorghe Dima. Gheorghe Dima. Și revenim un pic la Paul, pentru că Paul, tu am impresia că ești prima dată aici la noi. Da, fetele într-adevăr sunt prima dată. Fetele au pregătit deja pentru botez ceva apă, nu altceva. Apă, să te putem boteza la final, ca să nu zici că n-ai trecut și tu prin sala noastră. Haideți să cunoaștem câteva lucruri despre tine, pentru că eu astăzi nu v-am luat la întâmplare, chiar dacă poate o să vi se pare că sunteți o adunătură în ghilimele, dar nu sunteți la întâmplare niciunul dintre voi. Paul Miclea, știu că ești, din ceea ce știu eu, cum te-am mai prezentat prin alte locuri, că ești din... Localitatea Petelea. Petelea.
Sunt un băiat simplu din localitatea Petelea, de 16 ani. Așa, elev pe elev al Liceului de Arte Târgu Mureș, la clasa profesor Neamțoanca. Și? Și de 8 ani de zile fac ceea ce îmi place, muzică, de 8 cânt. Ani de zile. Da. Asta pentru că îți face ție plăcere, pentru că cineva ți-a spus, pentru că cineva te-a descoperit și a vrut neapărat să scoată din tine un artist? Sau... De ce cânti tu? Păi, la început, trebuie să-i mulțumesc domnului învățător Ioan Niculescu, pentru că el m-a descoperit și... A fost primul care te-a încurajat. Da, da. Și m-a dus la un festival, la Flori de pe Mureș, unde am câștigat premiul întâi și de acolo a început mica mea carieră. Ai prins curaj atunci. Da, da, atunci a fost momentul în care am zis pot. La 16 ani să, nu știu, la 16 ani să începi să vezi lucrurile așa, în condițiile în care ai toată viața înainte și toată disponibilitatea, e ceva. Totuși, de multă vreme, de câtă vreme ai început tu să cânti și să apare pe aici, pe acolo. Să vă întreb multe lucruri astăzi ca să îmi dau seama despre voi. Așadar, tu cu ce te lauzi, cu cel mai important premiu de până acum? Sau care crezi că a fost cel mai înalt moment din, hai zice, în cariera ta? Deși la 16 ani, să spui, o carieră e un pic cam forțată treaba. Nu este un moment anume din viața mea cu care pot să mă laud sau cu care mă mândresc că l-am făcut sau... Nu știu, un premiu, o participare la un eveniment sau ceva care ți-a dat așa niște arii mai aparte, care te-a făcut să te simți și tu ca artiști, pentru că are scena aia ceva acolo magic, când căpășești pe scenă parcă începi să prinzi curaj și parcă toată lumea e a ta. Da. Concursul Mureș Dorurile Tale, la care am participat în toamna anului trecut, m-a făcut așa să cred mai mult în mine, pot spune. Mureș Dorurile Tale. Da. Ce loc ai luat acolo? Locul 3. Locul 3. Locul 3 e un loc foarte important, să știi. Da. Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Nu toate concursurile sunt de locul întâi sau nu toate jururile sunt la fel de exigente sau mai știu câți alți factori apar și care poate că deranjează puțin ordinea firească a lucrurilor, dar voi sunteți niște copii înțelegători și știți că atâta timp cât și lumea vă apreciază și oamenii din domeniul, pentru că din domeniul artistic nu merg jurii, așa ar trebui să nu fie oameni din alte specialități decât cei care se ocupă de, da, de muzică, de imagine, de prezență scenică și așa mai departe. Oameni care își dau girul pentru voi, că un artist, dacă nu are pe lângă prezență, pe lângă voce și prezență scenică, dacă nu are un costum adecvat, atunci tot degeaba este artist, că nu prea știe să se pună în valoare. Da. Se vremo? E adevărat? Da, nu faceți franceză pe la școală pe unde umblați? Nu prea. Nu faceți. E mai franceză. Întotdeauna, nu știu cum se făcea, întotdeauna era făcută de niște domnișoare mai în vârstă. Profesoarele de franceză erau întotdeauna domnișoare mai în vârstă. Așa se întâmpla. Probabil că așa e o apetență, nu știu, pentru limba asta. În fine, trecem de la domnișoare, trecem la domnișoara Cristina Farcaș, cea care este aniversata săptămânii și spune la mulți ani. Mulțumesc. Îi cântăm la mulți ani la final. Da. Cum să nu-i cântăm, că avem tortul pe masă. Deci tortul este pe masă și nu este butaforie. Florile sunt pregătite. Toate celelalte paharele sunt la fel de pregătite. La 20 de ani poți să fii cine vrei tu să fii, atât timp cât știi cine ești. Așa, Cristina, tu ești, de când nu ne-am văzut noi, ai devenit o tânără studentă. Da, așa este, în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima la Cluj. E așa acolo clasa unui profesor? E un grup al unui profesor? Sau nu e un grup al unui profesor, o specializare este. Da, pedagogie muzicală. Vrei neapărat să devii profesoară de muzică? Da. Da, și cred că e din pricina motivului, faptului că eu m-am chinuit foarte mult să-mi găsesc un profesor și nu am reușit. Ești dificilă tu? Da. Sau profesorii aceia n-au fost... Nu știu, am mers pe recomandări și aici la noi în zonă nu erau prea mulți și am zis că era doamna Dorina Oprea, dar mi se pare că trebuia să mă înscriu la Școala Populară de Artă și pentru mine cine mă sfătuiesc că e prea târziu. Deși acum, dacă stau să mă gândesc bine... Și Teodor Țogoreanu a ieșit era. Din școala profesională, din Școala Populară de Artă, a ieșit la 40 de ani. Da, știu, asta vreau să spun că nu cred că era o problemă. Nu. Și
cred că ăsta e motivul principal pentru care vreau să fiu profesoară de muzică. Adică vrei tu să apuci frâiele alea a didacticii și a pedagogiei, da, și să dovedești că cine, ce nu ai primit tu de-a lungul timpului ca și, mă rog, ca și învățăminte, da, ai putea tu să fii pentru ceilalți un bun exemplu. Da, ăsta e motivul principal pentru care... Dar părinții ți-au spus că a fi profesor de muzică nu este neapărat o împlinire... Nu, într-adevăr nu este, dar cred că oamenii pe care o să-i ajut în viitor, copiii sau orice tinerii, tip de... Oricum. Da. La un moment dat îmi vor mulțumi și voi fi și eu păcată sufletește că am putut să ajut pe cineva într-o viitoare carieră muzicală, dacă pot să-i spun așa. Ceva noutăți în domeniul muzicii? Deocamdată nu sunt noutăți. Sper că anul acesta să ajung să... Nu, că să nu-ți închipui că eu țin neapărat să aveți noutăți. Eu sunt de principiu și 10 piese, dacă are omul și sunt foarte bune și îl pune pe el în valoare, este un lucru extraordinar. Deci nu o să vă întreb niciodată sau nu o să vă fac curarea niciodată la cât mai multe albume sau la cât mai multe piese, pentru că este o prostie. O prostie din perspectiva calității. E bun, e bine să ai și 10 piese ale tale sau cântate foarte bine, dar care să te reprezinte și să te pune în valoare și tu pe ele și ele pe tine. Așa este. Nu sunt noutăți, dar sper că anul acesta să reușesc să mai scot totuși ceva. Te-ai ocupat mai mult de școală. Da, într-adevăr a fost perioada în care am avut bacalaureatul, am fost axată și focalizată pe bacalaureat, apoi pe admitere, acum am avut sesiunea, a trecut cu bine, Doamne ajută, și sper totuși că anul acesta să reușesc să fac ceva. Da, ai avut așa vreun șoc, pentru că muzica nu e chiar cum o știai, da, tu? Da, am avut un mare șoc, pentru că eu în liceu, vă dați seama, n-am prea făcut muzică, având în vedere că eu am mers pe un profil care se axează mai mult pe medicină. Și în momentul în care am ajuns în cadrul Academiei și am văzut câte ramuri poate să aibă muzica, dacă pot să spun așa. Cât de diversă e. Exact, cât de diversă, cât de complexă e, cât de fixă e. Da, a fost un pic șocant pentru mine, dar, Doamne ajută... Deci o să ai o altă părere despre muzică, nu o să fii ca toți cei care... învață să cânte un cântec, două, trei și da, se consideră deja artist. Muzica înseamnă mult mai mult decât cântat, pur și simplu. Deci muzica e cred că cel mai complex lucru de care eu am dat în viața asta, sincer. Deocamdată, da. Deocamdată, să știi, da. Să știi că ești tânără și o să dai de lucruri mult mai complexe în Sunt viață. Sunt sigură de asta, dar până în momentul de față... Te pasionează? Da. Deci am și zis la un moment dat, le spuneam părinților mei că nu m-aș vedea făcând altceva, sincer. Chiar dacă mi-a fost foarte greu să recuperez și sunt materii de care eu n-am auzit niciodată, dar am reușit să recuperez și chiar dacă mi-a fost foarte greu, nu m-aș vedea făcând altceva. Și dacă ar mai fi să aleg odată facultatea, o facultate pe care aș vrea să urmez și să-mi fac o carieră, nu cred că ar fi alta. Ar fi tot Academia de Muzică. Tine cu poveștile de rigoare, pentru că am câteva întrebări foarte uluitor de șocante de a vă pot întreba. Trecem la Alexia. Alexia Aștelean, câteva lucruri despre tine, pentru că te-am mai cunoscut noi într-o emisiune, dar e bine, poate că mulți nu au văzut emisiunea aceea și e bine să afle despre tine acum. Am vârsta de 13 ani. 13 și... ani. Imoral de tânără, cum se spune. Da, încă sunt un copil și... pasiunea mea cea mai mare este muzica și, cum spune Cristina, nu m-aș vedea nici eu făcând altceva în afară de muzică. De la 13 ani așa se vede viitorul. Nu, dar încerc să fiu cât mai optimistă și să... Dar sper că nu te ocupi copilăria numai cu muzică. Sper că n-ai uitat să fii copil, să te joci, n-ai uitat să fii acel copil... care trebuie să treacă prin tot felul de stări în acestea frumoase? Nu, dar eu consider că muzica este întreaga viață și... Așa, un fel de esență a vieții. Da. Deci știi să cânti, ești cineva, da? Oare cum s-ar fi simțit cei care nu fac muzică? Cum să zicem cei care vor să devină lăcătuși? Lăcătuși mecanici. Sau știu și eu, nu știu, un om care să știe să repare mașini. Păi... fiecare are o înclinare spre ceva, un anumit domeniu. Și eu consider că muzica este viață și că viața este muzică. Deci la tine totul se învârte acum în jurul. Da. Da? Dar printre persoanele de la care, să zicem, sau pe care le ascult des la radio, la televizor, acum la televizor poate mai puțin, dar cine ar fi? Cine te hrănește așa pe tine cu cântece?
Îmi place foarte tare Vlăduța Lupău. Așa. Dorina Oprea. Și mai plac. Mai îți plac, știu că îți plac. Îmi plac foarte mulți artiști. Și îmi plac artiștii de la care am ceva de învățat și care sunt un model pentru mine. Am înțeles. Un răspuns diplomatic. Deci normal că o să înveți de la cei de la care are de învățat. N-are cum altfel. Larisa, trecem de la Larisa. Pe Larisa n-am mai văzut-o de mult, dar nu vreau să fiu un live motiv ăsta. Nu te-am văzut de mult. Eu te-am întâlnit pe tine în momentul în care am făcut niște filmări în Daneș, Săleuș, și de atunci să știi că nici prin Daneș, Săleuș n-am mai fost. Asta nu că e un reproș pentru tine, dar doar că n-am mai ajuns în acele locuri și am rămas cu niște amintiri frumoase, dacă îți mai aduci tu aminte, când am filmat undeva pe un deal între Seleuș și drumul țării, undeva unde am spus și colegilor că dacă trebuie să vină să chemăm zmozi, nu știm unde să-l chemăm, că am urcat pe un deal și ne-am pierdut undeva acolo. Numai noi și oile erau acolo. Așa. Nu știu cum se numește dealul, poate tu știi. Și pe urmă, țin minte că am avut o altă activitate în care am căutat, aveți un muzeu în Seleuș, aveți, zic, pentru că ești mai aproape decât mine de Seleuș, un muzeu acolo unde te-am pus să cânti pe o bancă și Doina, pe care ai cântat-o live atunci, a făcut așa, a căzut atât de bine la urechile mele, încât, cred că Firicel de iarbă neagră cântat, și mai erai cu un tinerel copilaș așa de vârsta lui Alexia, poate mai mic, mai blonduț. Așa, dar îmi scapă numele lui. Iliuță Trif. N-am mai auzit nimic de el. Nu că trebuia neapărat eu sau de toată lumea. Este în continuare activ în domeniul muzical. Din câte știu eu, este elev la Liceul Militar din Alba Iulia. Deci a crescut și el. A crescut între timp. Am crescut numai noi îmbătrânim, dar și voi treceți de la tinerețe la foarte... adolescență. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de când nu ne-am văzut, pentru că știm că tu aveai preocupări diverse. Știu că erai fana Lucreției, erai fana Lucreției Ciobanu. La cine să dăm microfonul? Să-i dăm la Larisa? Hai să-i dăm Larisei microfonul să te auzi mai bine, ci că tu la două microfoane te auzi mult mai bine decât la unul. Așa, acum suntem stereo. Și atunci știu că erai, cred că și acum, la fel de împătimită de cântecele Lucreției Ciobanu. Da, Lucreția Ciobanu a fost pentru mine un model atât în lumea muzicală cât și în viața de zi cu zi, deși nu am avut ocazia să o întâlnesc personal vreodată, însă am avut foarte multe de învățat din punct de vedere moral, pot să spun, pentru că, să fim serioși, toată lumea știe ținuta scenică și demnitatea pe care o prezenta doamna Lucreția Ciobanu pe scenă și din poveștile altora mai în vârstă decât mine am aflat foarte multe lucruri interesante și am încercat cumva să mă ghidez spre aceste lucruri pentru că mi s-au părut demne de urmat și productive pentru mine și am încercat să mă auto-implic în viața muzicală ascultând cântecele domniei sale. Au fost pentru mine, a fost un fel de profesor indirect. Indirect. Și între timp, pentru că de mult ai iubit muzica, te faci medic veterinar. Da, viața are întorsăturile ei. Ai văzut Alexia și Cristina. Deci, din pasiune. Oarecum are o legătură, dacă stăm să ne gândim medicina veterinară cu viața satului. Însă, bineînțeles că nu acesta a fost scopul. Am fost întotdeauna o iubitoare de animale și mi-am dorit acest lucru foarte mult. Pasionată de animale, pasionată de fotografii, pasionată de Lucreția Ciobanu, pasionați în general, nu? Da, multe sunt pasiuni foarte pătimașă. Ești foarte pătimașă. Deci avem trei reprezentanți ai Văii Mureșului, Valea Superioară a Mureșului, un reprezentant al Văii Târnavelor, Târnava Mare, care, între noi fie vorba iarăși, pot folosesc expresia asta, Târnava Mare întotdeauna a fost parcă un pic forțată, alipită județului Mureș. Voi aparțineți un pic mai mult Sibiului și tot ce se întâmplă din perspectiva asta tradițională în zona Sighișoara, Daneș și partea aia, parcă un pic mai spre Sibiu. Da, mai... este o zonă foarte controversată din punct de vedere al etnofolclorului. Este cumva o zonă de interferență foarte complexă. Parcă ar fi, parcă n-ar fi, vorba când de da. Alexiei, parcă ar fi, parcă n-ar fi, parcă mai trebuia dată încolo, parcă un pic mai încoace, dar am ținut noi mureșenii să avem Sighișoara și să avem cu ce ne lăuda și noi, una dintre perlele noastre din punct de vedere turistic.
Nu? Da, absolut, acum, absolut. Muzical ne veți dovedi voi dacă este și opera. Să sperăm că merită și din punct de vedere muzical. Sigur, sunt oameni și oameni, calități și calități. Astăzi începem să și cântăm, că deja v-am lăudat destul. Cu Paul Miclea, apoi Cristina Maria Farca și Alexia Ștelean. Paul o să cânte Ceteraș din satul meu, apoi Cristina Mureșule, Apă rece, și Alexia, parcă aștepta, parcă aș juca. Însă, în acest weekend, fiind weekendul în care există și festivalul Văii Mureșului, în care probabil că sunteți și veniți și plecați și aveți posibilitatea să vedeți multe, eu vă fac deja agenda pentru săptămâna viitoare, duminica viitoare, într-o zonă foarte frumoasă, într-o poieniță a pădurii lângă Zau, are loc festivalul de jocuri populare Peștișorul de Argint. O să vă arăt și eu afișul pe care îl avem la dispoziție. Peștișorul de Argint este ajuns și la o ediție cu numărul 8, deci 2016, ediția a 8-a. Tradiționalul târg al peștelui, să sperăm că o să găsim și pește suficient, pentru că omul de aia merge pe la Zau ca să poată să consume și un pește. 7 august de la ora 12 în Păienița din, nu știu exact cum se spune, îmi cer scuze că nu am atâtea cunoștințe, însă să vă spun și cine vine în cadrul festivalului. Vin Bujorii Zaului, astea sunt ansamblul folclorice, Bujorii Zaului din Zau, Florile Ardelene din Șaulia, Ardealul din Luduș și Reagul din Miheșul de Câmpie, Jucăușii din Sânger, Tezaur din Papiu Ilarian, Datina din Grebenișul de Câmpie, ansamblul de jocuri populare din Sărmașul, din localitatea Sărmașul, și evident și tinerii noștri de astăzi sunt invitați, în limita în care și ei sunt dispuși să fie alături de noi acolo. Apoi, după acest festival tradițional, o să fie și un moment de divertisment, un moment de divertisment cu Ciprian și Mihaela Istrate, Monica Pârlea, Narcisa și Teodor Țogorean, Roxana și Septimiu Pop, Ioana Toma, Nelu Șopterean, Taraful Comunei Zau de Câmpie. Toate acestea în Peștișorul de Argint, ediția cu numărul 8, pe data de 7 august. Cântăm? Haideți să cântăm și până una alta să le spunem la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere, 30-31 iulie, ori fi de mulți, mulți aceia care își aniversează în aceste zile ziua de naștere, toate lucrurile bune să vi se întâmple și primiți în dar de la noi cadourile muzicale cu tinerii noștri interpreți. Ceteraș din satul meu, mă la 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 la, cântă după cum joc eu, mă la 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 la, că de nu îmi cânti de joc, mă la 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 la, îți bag cetera pe foc, mă la 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 la, cetera și strunile, la 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 la, bată-le minunile, la 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 la, bine-mi pare că nu surd, la 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 la, și că pot să le aud, la 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 la. Cetera strunile tale, la 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 la, să aud din deal în vale, la 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 la, joacă și frunza din pom, la 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 la, da păi ăla care-i om, la 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 la, cetera și strunile, la 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 la, bată-le din unile, la 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 la, bine-mi pare că nu surd, la 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 la, și că pot să le aud, la 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 la. Cetierașule folos, mă la 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 la, ia să-mi cânti ceva frumos, mă la 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 la, că numai a tale strune, la 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 la, mă astâmpără pe mine, la 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 la, cetierașul strunile, la 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 la, bată-le din unile, la 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 la, bine-mi pare că nu surd, la 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 la, și că pot să le aud, la 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 la.
să o joc pe mândra, mă la 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 la. De ies Dumnezeu noroc, mă la 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 la. Și la mândra ce o joc, mă la 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 la. Cetera și strunile, la 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 la. Fatele minunile, la 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 la. Bine-mi pare că nu surd, la 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 la. Și că pot să le aud, la 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 la. Ei, cetirașule fălos, ia să-mi cânt ceva frumos, că numai tale strune mă astâmpără pe mine, hop, și așa, măi. Rece, la 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 la. Pe la reghin când îi trece, la 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 la. Dușă când checine mele, s-audă lumea de ele, la 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 la. Când e cmândrul legănat, mă la 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 la. Mama cum m-a învățat, mă la 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 la. Noaptea când m-a legănat, mă leagă în iebrad uscat, mă la 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 la. Cine când e cum ne ascultă, la 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 la. Dumnezeu, mă la 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 la. Oi, cânta lumii mereu, mă la 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 la. Vin la joc în sărbători și vara în câmpul cu flori, mă la 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 la. Vin la reghin loc cu dor, doi neamurășenilor, mă la 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 la. Parcă-i noapte, la 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 la. Nu știu, badea cum mai poate, la 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 la.
noapte ziua, parcă-i noapte, la 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 la. Nu știu, ba de-acum mai poate, la 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 la. De când jocul s-a oprit, deloc nu s-a odinit, a la 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 la. De când jocul s-a oprit, deloc nu s-a odinit, a la 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 la. Dar nici eu nu m-am lăsat. Hai, dai lume și te adună, la 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 la, ca să-ți cânt cu voie bună, la 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 la. Hai, dai lume și te adună, la 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 la, ca să-ți cânt cu voie bună, la 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 la. Că mui lumea mea și m-oi bucura de e. Fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Lanțuri standardizate și speciale, lubrifianți, uleiuri minerale, semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto, curele de transmisie de orice tip o dimensiune, întreținerea utilajelor agricole. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.întreținere-agricolă.ro. Adevăratul confort este în intimitatea casei tale. Hot Spring România și Live Relax vă ajută să vă creați propria oază de relaxare. Consultanță, proiectare, design și execuție de centre wellness, spa, comerciale sau rezidențiale. Unic importator al căzilor cu hidromasaj, marca Hot Spring USA. Asigurăm comercializarea, instalarea și mentenanța acestora. Artizan s-a înfiripat din dorința de a aduce un nou standard de calitate în domeniul cofetăriei. Grija noastră este de a aduce bucurie și plăcere culinară pentru dumneavoastră. Artizan, pentru că de la pasiune a început totul. Să discutăm despre vacanța ta. Oricare ar fi destinația ta, ea te așteaptă. Tot ce trebuie să faci, să nu te lași așteptat. Vino la Mondo Tours, în piața Trandafirilor, numărul 53. A călători înseamnă a trăi. Întoarcem, doamnelor și domnilor, în sfârșit de iulie, sfârșit de cuptor. O salutăm și salutăm pe cei care și aniversează ziua de noastră. O salutăm, spuneam, pentru că Simina Cotoi își
aniversează la început de august, ziua de naștere. Mai aveți pe cineva care știți că, colega voastră de pe voile care se deschide la Reghin, e vorba de Violeta Elena Man, își aniversează și ziua de naștere, tot la început de august, nu? Nu știți, Băi, nu aveți Facebook la îndemână, de atunci trebuia să puneți câteva zeci de persoane care își aniversează ziua de naștere. Și cei care, evident, v-ați sărbătorit în această săptămână și care sunteți de fiecare dată prezenți la orele 11 în fața micului ecran. Haideți să vedem de pe unde am rămas și cum am rămas, pentru că la vârsta pe care o aveți, voi vedeți lucrurile cu totul și cu totul altfel. Cum vi se pare vara din perspectiva voastră a celor care vor un pic de vacanță, că la voi încă se numește vacanță? Pentru că eu vă spun sincer, întotdeauna când vine luna iunie, am senzația că mi-arunc tot ceea ce este nasol și tot ceea ce este rău și verdele, aerul, căldura, toropeala și pierderea asta într-un timp care se dilată ca și căldura, e o senzație aparte. Voi cum o simțiți? Că încă sunteți copii și vă puteți bucura încă multă vreme de trăirile astea. Cristina, și cu mine cred că încet, încet renunțăm la senzația de vacanță. Deși n-ar trebui. Da, dar fiind studente, sesiunea de vară este prelungită oarecum până la sfârșitul lunii iulie, eu cel puțin, până la sfârșitul lui iulie. Eu am trecut, examene. Dar oricum, încă nu sunt afișate notele la toate examenele, așa că... Ai emoții undeva? Nu neapărat emoții, dar aștept să văd și să... Știu 100% că am luat toate examenele și tot a fost ok. Voi credeți că Alexia o să spune că ea, începând din august, abia așteaptă să sună clopoțelul să-și cumpere rechizite? Credeți că așa o să spune? Nu e așa. Din septembrie, poate, nu? Nu, din august așteaptă să vină luna septembrie să-și nu. O geantă nouă, un nu prea rechizit nu, interesant. Nu, chiar nu e așa. Powerpuff Girls. Mai găsim noi din astea. Pinguinii din Madagascar sunt foarte bine cotați în ziua de astăzi. Nu vrei? Nu. Minion chiar. Asta știi că zici, acum se audă mama și tata și se rezolvă situația, nu e o problemă. Nu, chiar nu aștept școala. Nu. Așa, ca să fim sinceri până la asta sfârșit. E un mic secret uluitor din viața ta, nu? Da, da. Care distruge toate credințele de până acum. Ești o elevă foarte silitoare. Unde ești o elevă? La gimnaziul de stat Augustin Maior, da? La școala mică, generala 5, la secția germană. Sprachen in Deutsch. Ia. De la grădiniță am fost. Încă de la grădiniță. Limba germană și cred că acesta este un atu. E un atu, dar eu nu cred că vrei să pleci în Germania, cel nu. Nu acum. Voiam să plec. Așa, și te-ai uitat la televizor dintr-o dată și brusc ți-ai dat seama că nu mai e. Nu, de când mi-a schimbat total părerea. Poate cânt și ceva popular în limba germană, te-ai gândit? Ba da, am cântat la diferite serbări nemțești sau sărbători nemțești și de când cânt muzică populară românească, da. Mi-am schimbat total părerea și germana am lăsat-o ca o a doua pasiune. Pasiune, da? Pasiune și puna tu. Și vacanța cum ți se pare ție? Scurtă. Scurtă? Unde ți-o petreci de regulă? La bunici și de aceea unde? Mi se pare... La Dedrad. La Dedrad, da? Comuna Batoș. În Ținutul Mărului. Da. Este o localitate extraordinară și ori pe unde merg spun că acolo este raiul pe pământ și nu știu, mi-ar fi... La Târgu Mureș, la Reghin, ce zic părinții când te întorci acasă? Nimic, pentru că ei știu că... Se simt deja cu, dacă tu acolo spui că la Dedrad e buricul pământului, nu? Da, chiar mi-ar fi plăcut să trăiesc... Acolo? Da, acolo și este extraordinar să... Mă simt așa, exact, ca într-un paradis. Este ceva extraordinar. Del mondo, îi se spune undeva. Da, serios. Este ceva foarte frumos acolo și e unic pentru mine. Și trăiești vacanța, nu? Da, adică de aceea mi se pare... Așa. Da, de aceea mi se pare foarte scurtă, pentru că îmi umplu timpul acolo. Acolo, cu tot ce trebuie. Da, am animale, absolut de tot ce am nevoie, am acolo.
acolo. Îmi povesteau niște mătuși de pin de drad. Mătuși zic eu la femei în general, că nu știm exact cum le cheamă și dacă aș ști pe toată lumea cu care mă întâlnesc cum îi cheamă, aș avea o memorie de elefant. Deși cred că elefanții n-au așa o memorie atât de bună, sau mă rog, n-au capacitatea de a stoca în memorie atâtea lucruri, dar așa se spune, e memorie de elefant, să nu-i jignim. Dar vreau să spun că mi-a povestit cineva de acolo de tine, că te știu de copilă și te-au ajutat, ba cu cusătură, ba cu nu știu ce, activități din astea așa extracurriculare aveți pe acolo. Într-adevăr. Ai niște mături cu care, la care mai mergi și mai lucri, una alta și te mai învață, una alta? Nu neapărat că mă învață, dar eu am fost și în grupul de Drățana, da. Un grup foarte frumos și acolo este și bunica mea, bineînțeles, și am și ceva rude. Și probabil că ele mi-au spus. Nu? Bănuiesc. Am înțeles. Și de fiecare dată mă susțin cu modele de cămăși, pentru că eu niciodată nu am căutat o cămașă sau un costum nou. Eu întotdeauna am căutat un costum foarte vechi și un model foarte vechi și încerc să păstrez această tradiție și să duc folclorul mai departe prin cântec și prin costum. Adică eu asta doresc. Asta vrei tu, la 13 ani. Da. Așa de mult mi-aș dori și peste 10 ani să stăm, poate așa, poate invers, cine știe unde ne aduce viața. Bă, și eu te sper. Las la masa asta dacă nu e o problemă, dar să știi că de cânta nu mă mai apuc. Nu de alta, dar n-aș vrea să îngroș rândurile netalentaților din muzica populară și aș vrea tare mult să ascult și peste vreo 10-15 ani dacă îți schimbi un pic părerea, că la vârsta ta mi se pare că ești extrem de pură în ceea ce povestești. Hai să lăsăm pe Paul să ne spună dacă el are oi. Că știu din pețirea, mai au și oi, mai au și vaci, mai au și capre. A, nu, eu nu am oi. N-ai eu nimic? Dar ceva tot trebuie să ai, o vacă, o ceva. A, nu am nimic, dacă vă spun. N-am dar niciun fel de animal acasă, în afară de un cățeluș acolo. Dar stai la vilă sau nu? Da, da. Așa se spune acum, nu? Rezidența Miclea. Da, 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 aveți dreptate. Deci eu ziceam că dacă omul e din Petelea, în Petelea, nu stai pe partea aia din sus, nu? Când nu către Beica, încolo, nu, sus. Nu, nu, acum totul e împânzit de, totul e împânzit de partea de sus, da. Partea de sus cu partea de jos, egal love. Da, da. Am înțeles, dar să știi că omul mai bine să iubească decât să urească. Da, da, da. Eu așa știu. Aveți dreptate. Am fost invitat odată într-o casă pe vremea când eram chemați la Valea Mureșului Superior. Și am fost invitat la o casă din asta țărănească, amenajată de către Petelea, foarte amabil oamenii de acolo. La cine, nu știți? Nu mai știu, finică mai era primar, bănuiesc că era domn primar și mai erau niște oameni care l-au ajutat. Ce vreau, din femei, din sat. Da. Acum nu pot să zic că era nevasta primarului sau secretarul, secretara, ce știu eu, că nu, sincer, nu cunosc. Și la un moment dat am povestit cu cineva, cred că era de la școală cineva, dacă nu ceva director. A, da, probabil domnul Scherzer. Așa, cineva m-a chemat la un moment dat și mi-a promis că o să mă cheme să facem o filmare să-mi arate lucrurile tradiționale din Petelea. Dar încă mai aștept și mai sper, 10 ani am așteptat, mai aștept încă câțiva. De unde atâta grabă? Nu sunt 101 comune în județul Mureș, trebuie să avem un pic de răbdare. Dar încă mai aștept și mai sper, vorba cântecului popular. Găsesc așa ceva? Da, da, găsiți. Găsesc ce am găsit eu în casa aceea amenajată? Nu știu în ce casă ați fost. A fost o casă pe care scria da. Petelea. În satul Alegoric. Deci nu eram în Petelea, eram în satul Alegoric din Răstolița. Da, din Răstolița. Păi probabil că găsiți. Dacă mergeți la primara casă, pentru că el a dus majoritatea lucrurilor pe care le-ați găsit la satul Alegoric. Am crezut că dânsul a făcut un mic muzeu undeva, într-o cameră sau... Nu pot să vă spun asta. E pasionat de asemenea lucruri? Da, mama dânsului mai face și acum costume populare și din câte știu eu. No. Acum mai mult sunt pe la Târgu Mureș, nu stau la Petelea. Ah, mai mult, deci de-aia ai numai un câine acasă. Da. Dar cum ar fi să aibă, Paul, cum am dispărut eu, cum o vacă, două capre și mai știu eu ce oi acolo și să n-aibă vreme niciodată să meargă cu ele. Nu? Da. Tot degeaba le ai, dacă nu n-apuci. Au un câine, te mai arde, nu vorba aia, și să nu-i dai de mâncare 3 zile, dar tot când îl vezi, te iubește de numai. Așa se explică de ce nu stai tu pe acasă. Copilași de la oraș,
Toți sunteți de la oraș, da, toți sunteți de la oraș, mai mult sau mai puțin, dar cu rădăcinile la țară, că de la țară vin și domnii, nu? Așa era un alt cântec mai puțin popular, dar foarte popular ca și penetrare în spațiul acesta. Faceți o demonstrație de voce? Astăzi unul, mâine unul, până la urmă toți. Cine vrea să ne demonstreze că a venit de acasă cu vocea? Vine Alexia prima dată, pentru că este cea mai mare. Da. Și s-a gândit ea la o cântare, știi vreo doină sau vreo... O să vă interpretez o strofă dintr-o doină foarte dragă mie, din repertoriul doamnei mele profesoare de canto, Anca Branea Neamțu. Așa. Și mi-a dat voie să îi cânt această doină, să o port cu mine la oriunde am nevoie și oricând simt nevoia. Și îi mulțumesc. Acum o simți, ai o simțire așa mai deosebită, trebuie să recunoști. Nu simți că trebuie să cânți doina asta din tot sufletul. Cum se numește doina? Da, vai de mine, mult mă întreabă. Da, vai de mine, mult mă întreabă? Nu, eu zic să o ascultăm și ține microfonul suficient de bine, o să spună Marius Lăcătușu. Te-am zis Marius Remus, așa? Ne gândim și noi la divers. Știu, poți să vină apoi Remus, s-a supărat. Hai, cântă-i ca să nu se mai întrebe Remus, da? Da, vai de mine, mult mă întreabă. Păi vai de mine, mult mă întreabă. Florile de pe dubravă, florile pe dumbravă, de ce stânără și slabă. Mulțumim, puteți să aplaudați restul. Deci, mulțumesc. La acest fragment de doină, cântec doinit, că doine sunt mai puține, ai te descurcat minunat. Ceea ce juriu cred că a apreciat, nu? Păi, de doamnă, am venit mai departe. Mulțumesc. Dar, din păcate, locurile sunt limitate. Așa că o să te punem să cânti și cu acompaniament, mai ales că din regie am pus cetera și toți în regie cântă, pregătit să fie. Mai facem o încercare. Cine vrea al doilea să cânte ceva? Eu. Vrei, Cristina? Haide să te ascultăm. Eu o să cânt aceeași doină, cea din repertoriul meu propriu, cu care peste tot am mers și am câștigat premiile pe care le-am câștigat și care mi-e dragă, dar curând sper să vin cu altceva. Maicuță, eu te-aș ruga tare fain pe dumneata. Mulțumim, puteți și voi să aplaudați la rândul vostru. Așa, concurenta cu numărul 2 a intrat în concurs astăzi și încearcă să capteze și imaginația dumneavoastră. Ba căldură, ba ploaie, ba furtună, vedeți că nu mai vine o ploaie fără un pic de furtună, dar e bine și așa, atât timp cât vine și nu vorbim de acea secetă foarte prelungită cum ne tot sperie unii și alții. Voi vă pregătiți un pic de cântare, eu mai fac o invitație și vouă. V-am spus că voi patru care doriți și puteți în data de 7 august să veniți să cântăm ceva celor din ZAU, zăhenilor, ca așa le se spune locuitorilor din ZAU, sunteți așteptați de la ora 12 la a 8-a ediție a Festivalului de Jocuri Populare Peștișorul de Argint. Acesta este și afișul pe care îl vedeți dumneavoastră. Peștișorul de Argint de la ZAU de Câmpie, 7 august, ora 12. Și să vedeți cu cine ansamblele de dansuri populare din ZAU de Câmpie, Bujorii ZAU-lui, Flori Ardelene din Șaulia, Ardealul din Luduș, Șireagul din Miheșul de Câmpie, Jucăușii din Sânger, Tezauri din Papiu Ilarian, Datina din Grebenișul de Câmpie și ansamblele de dansuri populare din Sărmașul.
așa cum l-au zis și dumneavoastră. Printre cei care vor anima atmosfera, pe lângă cei de populară de care vă spuneam mai devreme, adică Ciprian și Mihaela Istrate, Monica Pârlea, Narcisa și Teodor Țogoran, Roxana și Septimiu Pop, Nelu Șopterean, Ioana Toma, Taraful Comunei Zau, o să avem și pe lângă cei care vor da curs invitației mele de astăzi din studio, o să avem și pe Lidia Buble. Ziceți voi ce cântă Lidia Buble? Noi simțim la fel sau cum? Da. Așa, piesa cu Noi simțim la fel. Maxim, care va cânta tot o altă piesă, ziceți-mi hitul lui Maxim. Cred că Maxim e un grup, de fapt. Păi e doar el acum la ZAO invitat. Deci dacă e Maxim, e Maxim, clar, nu poate să fie ceva minim. Dar știți-vă piesă de la trupa da, lor? Da, primul lor hit, nu mai știu exact cum se numește, dar știu că au piesa aia, Viața asta este nu știu ce, dar eu vreau să te... Așa? Este nu știu ce auzim... și vreau să... O auzim clar foarte mult la radio. Se aude în clar totul? Se aude clar că se aude la radio, deci la asta mă refer. Aha, deci, se aude la, deci oamenii ăștia sunt niște oameni cunoscuți, la asta vă referiți. Da, Lidia, să știți că îmi pare cunoscută. Acum, Maxim mai puțin, dar nu e nicio problemă. Mai vine și Laura, și nu e vorba de ciocolată, este o altă interpretă. Râdeți voi, râdeți, dar și despre voi se va spune așa când se face afișul frumos, da? Asta cine oare? Eu recunosc că pe cei de populare mai cunosc, dar pe cei de ușoară, de asta te vă cer păreri, că nu-i cunosc, domnule. E adevărat că nu am poate vremea necesară să îi urmăresc pe toți, dar afișul este foarte frumos. Mulțumim domnului primar pentru invitație. Încercăm să fim și noi acolo ca să vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă la Târgul Peștelui din ZAO. Să fie pește, e cel mai important lucru și voie bună. De asta cred că s-au achitat de datoria aceasta cei care organizează evenimentul. Ascultăm în continuare alte trei piese, alți trei tineri din cei patru, Firicel de iarbă neagră din repertoriul Lucreției Ciobanu. Lucreției Ciobanu cu Larisa Lup, apoi cu Paul Norocul cine și-l cată. Asta o altă piesă de rezistență și prin iarba deasă și mare, evident, cu sărbătorita zilei noastre, adică Cristina Maria Farcaș. Ascultăm cele trei piese și apoi revenim cu alte povești și mai vedem cine ne mai cântă și dacă tinerii noștri ne mai dau informații despre cei trecuți pe afișul pe care îl avem la dispoziție. Cred că în 7 august, la Ideciu mai este încă o sărbătoare. Paul, am înțeles că și tu cânți acolo. Nu știi cine mari, cine-s numele și mai mari? Nu știu că va fi prezentator domnul Rabă. Domnul Rabă va fi prezentator. Așa, deci o să fie numele mari. După aceea, în data de 14 august, o să fie la Idicel Sat, Festivalul Tradițiilor de acolo. Îi mulțumim doamnei Bârsan pentru că de fiecare dată ne anunță și face lucruri extraordinare și pentru asta toată stima și felicitările noastre. Apoi la Oarba de Mureș, cred că în 15 va fi la Oarba de Mureș și ori mai fi pe sate câte un festival. Dacă aveți festivalul și vreți să ne fiți alături și să vă fim alături, atunci anunțați-ne din timp, adresa de e-mail o mai aveți din când în când, mihai.nașcaron.tvmureș.ro sau sunați aici sau contactați-ne pe Facebook, avem disponibilitatea de a ne petrece vara împreună cu dumneavoastră, pe scene, lângă scene, alături de artiști frumoși și oameni talentați și oameni care chiar au ce spune din perspectiva cântecului tradițional, am spus tradițional. Că de zângănit, putem să zângănim fiecare, nu fiecare dintre noi putem fi un artist la o, adică ne urcăm pe o scenă, luăm microfonul și cântăm și pe a noastră prietenă dragă, Larisa Lup, o ținem în picioare și o să spună că face varice din cauza că povestim mult prea mult. Haideți să ascultăm pe tinerii noștri. Am avut
o mândră dragă, te-am avut o mândră dragă. Eu le-am spus că n-am avut măi, ele toate m-au crezut măi. Numai luna dușmana poartă, ia știi ziua când mă cată.
lăsat să iasă, la 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 la. L-aș băga la mine în casă, nu l-aș mai lăsa să iasă, la 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 la. Câteodată ai noroc, altădată n-ai deloc, la 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 la. Ai de ajuns și câte un pic, mai bine decât nimic, la 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 la. Și supărare, toată lumea în viață are, la 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 la. Câteodată ai noroc, altădată n-ai deloc, la 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 la. N-ai de ajuns și câte un pic, mai bine decât nimic, la 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 la. Tare greu, mă.
ca o stâncă de pe munte. Singură nu-l mai pot duce, ca o stâncă de pe munte. Singură nu-l mai pot duce. Și la greu și la nevoi, mă, să-și-mi bani amândoi, mă. Și la greu și la nevoi, mă, să-și-mi bani amândoi, mă. Numai atunci am ia și bine, bine și banii cu mine. Și la greu și la nevoi, mă, să-și-mi bani amândoi, mă. Doi pe o bancă, de asta mi-am adus amintind. Ascultăm piesa Cristinei. Să știi, Cristina Maria Farcaș, că va trebui să faci o dedicație și pentru colegul nostru. Da. Trebuie să-i cânti și lui ceva. Acum? Nu acum, o să că după ce folosește paharele din dotare. Acum. Așa, așa vrea, el vrea să se bucure dublu, știi? Deci și să aibă, da, un paharel în față și să audă cântare frumoasă. O să-i cânt. Așa-i? O să-i cânt, da. Uite, ce fată cu minte. Deci la noi toată lumea, toate cererile sunt îndeplinite, nu? Ați cântat, tu ai apucat să faci un album, ai apucat nu în sensul că ceilalți nu mai apucă, dar tu ești... Da, am mai hărnicuță. Tu câți ani ai? Adică, 22. 22, tu ești cea mai bătrână dintre toți ăștia care sunt ce aici. Ce să fac? Oricum e tot la fel de grav, că acum și am schimbat prefixul. Ai schimbat acolo prefixul, deci în sfârșit a ajuns și la 10 ani. Atâta ne-am rugat să crească odată și la minte, să ajungă și la 10 ani. Și a ajuns. Da? 10 ori 2, poate. Nu, pe piciorul dinspre partea noastră vorbeam. Acolo la 10 ani are. Cristina, vreau să spun că tu ai apucat și te-ai zbătut să faci și un album până acum. Că știm cu toții că nu se face ușor. Și, Larisa, tu ai atâtea pasiuni încât albumul ai zis că data viitoare, nu? Dar nu lași așa tot data timpul viitoare. Data viitoare. Nu, chiar am început să lucrez la câteva piese noi. Este în proces. Este în procesul de fabricație, nu? Da. E păcat, ați avut în Sighișoara o solistă care a trecut așa de repede în lumea celorlalți. Da. Și poate că n-ar fi rău să faci o revenire a pieselor pe care dumneavoastră le cânta. Am încercat să promovez pe cât posibil din repertoriul ei și să menționăm totuși despre cine este vorba, de Marioara Tănase. Nu Maria, ci Marioara Tănase, care s-a născut în Sighișoara și care, după cum ați spus, s-a stins mult prea repede dintre noi. Am încercat să promovez prin diferite concursuri din piesele ei. Probabil că dacă voi avea vreodată ocazia să înregistrez un album, am să preiau câteva probabil dintre melodii. Probabil că jurile n-au știut exact cine a fost Marioara Tănase, fiind mai tot noi. Tot ce e posibil. Tot ce e posibil. Sunt convins. E o diversitate atât de mare acum în lumea muzicii populare, încât e unor foarte complicat, mai ales dacă nu ești din zona respectivă, să ai atât de vastă cultură muzicală, încât să știi atâtea și atâtea și atâtea. Nu, eu așa mi se pare normal, că voi ca și tineri trebuie să știți cine a fost Petre Săbădeanu, cine a fost Ioan Conțiu, Vasile Conțiu, cine este Ioan Conțiu, cine a fost Marioara Tănase, să nu mai zicem de... ajută-mă, piesele tale. Natalia Gliga. Natalia Gliga. Cine este Natalia Gliga? Că e acolo lângă voi, la Reghin. Și sunt convins, și sunt convins că ar avea câte o vorbă bună și pentru voi. Am fiecare cum poate. Voi vă modelați un pic caracterul după ce aflați, după ce, cu ce veniți în contact. Vă place, nu vă place, vă cade bine, nu vă cade bine ceea ce faceți. Nu? Da. Dar umblați pe la oameni să-i întrebați așa? Da, eu... Adică aveți destul de multă dorință să și puneți întrebări, să și cereți păreri, pentru că în fond și la urma urmei e ușor așa să te sui pe o scenă. Ai văzut că acum chiar nu e greu deloc. Poți să fii total antitalent și să urci pe scenă. Da.
Adică să ai atât de multă lipsă de, nu știu, de simțul ăla, să ai atât de multă lipsă să nu știi exact cine e și ce cauți acolo, încât să urci cu ori tupeu, așa, păi dacă X a urcat eu, de ce să nu fiu și eu pe scena aia? Da, eu aveam o vorbă la un moment dat, foarte puțină lume face diferența dintre muzica populară și muzica tradițională și folclorul acela pe care strămoșii noștri l-au lăsat și care mari artiști l-au promovat de-a lungul anilor. Eu am încercat pe cât posibil să respect această linie a tradiționalului, a autenticului și să caut chiar de la sursă. Am încercat să merg la bătrâne prin sate, să caut costume vechi, să caut cântece vechi. Spre fericirea mea chiar am reușit să găsesc câteva din fiecare, însă din păcate sunt foarte puține pentru că cei care dețineau oarecum acest tezaur s-au stins încet dintre noi și sunt foarte puțini cei care încă mai... Și culmea că epurarea asta naturală continuă. Da. Deci vrând nevrând, ce avem astăzi poate nu mai avem mâine și asta e și rolul și menirea voastră, știți? Eu tot povestesc la tineri interpreți și la cei mai în vârstă cu riscul de a apărea așa un om foarte necomestibil, dar nu e nicio problemă, că n-aștept să mă mănânce niciunul. Faptul că voi sunteți vectorii care ar trebui să preluați patrimoniul cultural al nostru și să-l duceți mai departe. Prin vocile voastre dați strălucire acelor piese și voi, la rândul vostru, aveți de câștigat faimă pentru că aduceți la lumină și la urechea iubitorului de frumos vocile voastre, prezența voastră scenică. Deci, în principal, ar trebui să se pună foarte mult accentul pe acele valori, acele piese pe care noi, acum cei din anii 2016, vrem să le transmitem celor din 2025-2030. Și am dorit ca piesele pe care le-au lăsat alții pentru noi să le asculte și nepoții, strănepoții noștri, așa simple cum au fost, așa cu mesaje interesante cum sunt ele, fără înfloritori și fără să adăugăm avioane și minuni, că cine știe, folclorul peste vreo 15 ani o să conțină tot felul de dispozitive electronice, vreo vânătoare de Pokémon, o cântare și pentru asta o să fie. E propriu zis folclor, din punctul ăsta de vedere. Acum, să știți că muzică populară înseamnă muzica care ajunge foarte ușor la vulg, adică la populația de rând. Da. Deci muzica populară este și cu ce m-am ales în viață, pentru că ea este foarte receptată. Sau muzica populară, deși este oarecum impropriu, sunt și Romodoro Chimărdor, care este un cântec folk. Și el, și acea piesă a ajuns tot o muzică populară, dar nu înseamnă că este și folclor. Absolut. Este logic. Și cât mai puțin tradițional, adică ceva autentic. Așa, și povestea colega voastră, și vă invit să luați și voi parte în discuția noastră, povestea Larisa că i-a mers mai mult pe tradițional și asta ți-a adus cu siguranță lipsă de evenimente. Absolut. Sincer să fiu, eu nici n-am căutat faimă și evenimente și n-am căutat neapărat ca lumea să cunoască numele meu și să mă cheme să fac bani din muzică tradițională, nu, sub nicio formă. Întotdeauna am căutat să duc mai departe tradițiile pentru că mi se pare un tezaur inestimabil, pentru că nu găsim asemenea comori în alte țări și e frumos ca tinerii care pot și au fost înzestrați de la Dumnezeu să ducă mai departe exact așa cum le-au lăsat străbunii. Deci recunoști capacitatea de vector a voastră fiecăruia. Voi sunteți vectori. Cred că niciunul dintre voi nu e străin de cuvântul ăsta. Da. Din fizică l-ați învățat undeva în clasa noua, obligatoriu. Deci voi sunteți cei care, pe spatele vostru, se transmit mai departe niște valori. Absolut. Așa, că acum se nasc mulți care au spatele mai slab sau pot să ducă mai puțin sau nu duc deloc. Sau... Asta e adevărat. Dar asta face și, cum să spun eu, asta oferă și libertatea omului de a se exprima. Că fiecare, spuneam, și eu mă pot duce pe o scenă și să încep să cânt și la un moment dat să am impresia că chiar sunt cântăreț și să am pretenția să fiu invitat. Și pretenția să fiu invitat și în cadrul emisiunilor și tot așa, ceea ce nu este corect și ceea ce nu este de dorit. În primul și în primul rând trebuie să ne cunoaștem fiecare dintre noi limitele și trebuie să știm fiecare unde trebuie să fim și pe ce poziție ne aflăm. Asta nu vă împiedică deloc să visați, să ajungeți niște oameni cultivați, oameni cu voci deosebite și oricât ați învățat, tot nu sunteți perfecți. Absolut. Nu puteți să spuneți vreodată că ați cântat perfect sau ceva. Acolo undeva tot s-a mai putut mai bine. Asta nu vă poate împiedica să vă doriți să fiți artiști serioși.
să faceți diferența între balastul care există acum pe scenă și se umplă și le vedeți, sunt tot felul de evenimente, te miri cu cine te întâlnești, toată lumea cântă, eu am o fetiță care cântă, eu am un băiat, eu am un grup, eu am nu știu ce, unii cântă, alții cântă mai puțin bine, că suntem, așa ne-a făcut mama natură, unii putem să ajungem niște profesori foarte buni, unii putem să fim niște lăcătuși mecanici foarte buni, sau de ce nu putem să fim cameramani foarte buni, așa cum este Remus astăzi și care ne este de un mare folos, dar îi oferim o felie de tor, nu, Cristina? Da, bineînțeles. Deci, toată lumea o să primească. A doua felie după tine, a doua felie, eu sunt de acord că eu o să dăm lui Remus lăcătușul. Nu? Da, putem să dăm și prima felie, dacă... Îi putem da și prima felie, numai... Dar niciodată sărbătoritul nu și-a prima felie, nu? Eu așa știu. Așa, o zic că o ia el prima, să nu fie nicio problemă. Da. Atunci tu o să iei pe ultima și mai așteptăm la petrecerea noastră, să știi că au dat niște oameni telefoane că vin pe aici, sau cel puțin o să ne întâlnim să împărțim un pic tortul, că nu putem să lăsăm așa pe căldurile astea așa de mari să lăsăm mai tortul mai multe ore, nu? Și ne uităm și la flori, ne uităm și la tort și ne uităm și la lucrurile care sunt pe lângă noi. Mă bucur că am fructele lângă mine pe o vară toridă. Mai încearcă cineva vreo cântare? Dar după pauza publicitară, da? Da. Hai să luăm pauza publicitară, să mai mâncăm și noi o nectarină și dăm și lui Remus ceva și apoi după aceea revenim cu alte cântării. Magazinul de mobilă Modena este acum și în Târgu Mureș. Haide și alege din gama noastră produse precum biblioteci, bucătării, produse tapizate, dormitoare, mic mobilier. Producem și mobile la comandă. Te așteptăm în magazinul nostru din Târgu Mureș, strada depozitelor numărul 45, ca să îți alegi produsul preferat. Vraja mobilei Modena. Pentru momentele când vrei să iei o pauză, când vrei să fii romantic sau pentru pași importanți din viața ta. La Crama Calul Bălan să te servim cum știm noi mai bine, meniuri speciale și muzică live. Crama Calul Bălan, bucuroși de oaspeți. Fresh and Clean. Curățenie în spații comerciale, birouri, locuințe. Promptitudine, calitate, prețuri imbatabile. Ne găsiți la numărul de telefon 0728-298-421. Fresh and Clean, servicii profesionale de curățenie. Ratezi momente importante din viață? Diaree acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Diareea este principalul simptom în caz de enterite, enterocolite, toxinfecții alimentare. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile, înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
Se întâmplă multe lucruri, doamnelor și domnilor, lucruri bune în general. Să știți că în acest weekend, din ce am văzut și eu pe rețelele de socializare, se întâmplă un festival internațional la Hodac, așa am văzut. Și sper din tot sufletul să iasă ceva frumos și bun și întotdeauna manifestările acestea tradiționale și care pun în valoare lucrurile tradiționale să aibă parte de cel mai mare succes și mai ales să vadă cei tineri ca să poată să preia, că de asta se fac festivalurile, nu ca să ne dăm în stambă, ci ca să preia cei care văd și să ducă mai departe ceea ce văd. Și ăsta este și motivul pentru care se întâlnesc cei care știu cu cei care ar putea ști, iar de pe scenă sau de unde se întâmplă acest lucru, ei preiau și zic, uite, domnule, ce s-a întâmplat la noi, lucrul ăsta trebuie perpetuat și uite așa încet, încet renodăm tradițiile. Vă mulțumim tuturor celor care ne ajutați și îi ajutați pe cei care au gândurile asemănătoare, aceea că nu trebuie să lăsăm nimic din ființa noastră națională, din ceea ce trăim noi, din modul în care ne exprimăm noi, nu lăsați să se ducă așa ca un spectacol oarecare și puneți în valoare niște lucruri interesante. Tuturor felicitări și acum să trecem la cântări. Da, cântările noastre. Între timp le-am aflat și cifrele destinelor. M-am uitat în globul de cristal. Avem două cifre, 3, a destinului 1, 5 și 1, 1. Și o să fie foarte interesant de povestit, dar asta după ce cântă, ca să-i menținem un pic pe jar. Avem, spuneam, 4 tineri interpreți și cred că v-am promis că o să ne cântați și sper să vă apucați și să cântați celor doi. Mureș pe marginea ta cu Alexia. Apoi Chiuie Badea din coastă cu Larisa și Pentru mândra mea cea nouă cu Paul. Acestea sunt piesele pe care le punem la dispoziție. Hai să le ascultăm și revenim. Să fie pe malul tău,
da. Ciuie badea-n pădure, la 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 la. Când la stâne se răsune, la 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 la. Mecea nouă, aș tăie dealul în două. Pentru cea de-alaltă ieri, măi, aș tăie dealul în trei, măi. Feciorie de-aia ești în lume ca să iubești, în lume ca să iubești, mă. Dacă noi mai fi ficioră, Doamne, cât mi-o fi de dor, Doamne, cât mi-o fi de dor, măi. Petelea la Gurghiu, măi, tăte mândrile mă știu, mă. Tăte câte mi-au plăcut, mă, lângă mine le-am ținut, mă. Feciorie de-aia ești în lume ca să iubești, în lume ca să iubești, mă. Dacă noi mai fi ficioră, Doamne, cât mi-o fi de dor, Doamne, cât mi-o fi de dor, mă. La Ibănești, măi, multe mândre întâlnești, măi. Și pe acolo am umblat, mă, și pe tăte le-am țucat, mă. Feciorie de-aia ești în lume ca să iubești, în lume ca să iubești, mă. Dacă noi mai fi ficioră, Doamne, cât mi-o fi de dor, Doamne, cât mi-o fi de dor, mă. Mândră-n sat la mine, când o strâng la poartă vine. Mă duc numai prin sărate, să nu afle celelalte.
picioare de-aia ești în lume ca să iubești, în lume ca să iubești, mă. Dacă noi mai fi picioră, Doamne, când mi-o fi de dor, Doamne, când mi-o fi de dor, mă. Feciorie de-aia ești în lume ca să iubești, în lume ca să iubești, mă. Dacă noi mai fi picioră, Doamne, când mi-o fi de dor, Doamne, când mi-o fi de dor, mă. Așa este, doamnelor și domnilor, că tinerețea e floare mândră, mândră floare. Și nu e mândră floare trandafir, că e mândră floare gerbera, e mândră floare crin imperial și apoi trandafir. Și acele flori foarte frumos mirositoare albe, toate sunt pentru Cristina Maria Farcaș. Și vreau să vă mulțumesc pentru ele. În 27 iulie, întotdeauna pică ziua ei, exact în ziua în care s-a născut, își aniversa ziua de naștere. Îi spunem la mulți ani să aibă parte de bine și sunt mai mulți aceia care cu siguranță în perioada asta și aniversarea ziua de naștere și pentru voi virtual piesele pe care le aveți și să știți că mâncăm noi tortul și ne gândim și la dumneavoastră și la noi să și vede că mâncăm și ne gândim și la dumneavoastră și a promis și Rămus că ne ajută de data asta. Am rezervat deja prima filie. Am rezervat prima, cred că și a cincea filie trebuie să o rezolvăm, rezervăm tot lui. Haideți să vedem repede, repejor, cine a mai rămas de cântat? Paul și cu mine. Paul și cu tine. Hai, începe tu. O să cânt o doină, o strofă dintr-o așa, doină din repertoriul lui Ilie Medrea. Eu îl apreciez foarte mult. Nu știu, așa mi-a... Da, îmi place, place mie. Cum de cântă, da. Piesa se numește Ziua bună, tată bun. Să te auzim. Ziua bună, tată bun, măi, ei, de ce stai sara pe drum, măi, da, măi, copile, n-am hodină. N-ați mai fost la mine o lună. Mulțumim frumos, puteți și voi să aplaudați. Și vă mulțumesc. Am să știu că o lună nu e așa de mult, dar fiind faptul că avem așa niște joburi stresante, dar întotdeauna când pierdem ceva, atunci vedem care e adevărată valoare. Și Larisa Lup. Da, am rămas eu. Am să interpretez o strofă dintr-o doină a celei care mi-a fost mie mentor, din repertoriul Lucreției Ciobanu, foarte cunoscută, Codrule Bătrânule se numește. Codrule Bătrânule, da? Exact. Hai să te ascultă. Codrule Bătrânule, măi, Codrule Stăpânule, să fii blestemat, măi, de mine cât te-am călcat, măi, să văd cum îți tăuscat, măi, să văd cum îți tăuscat, măi. Acum intervine imediat Codru, care a apelat deja la o vrăjitoare foarte cunoscută, pentru că nu se poate lăsa așa, pur și simplu vrăjit, nu? Blesteme din astea și reacționează și Codru într-un fel, spunându-i, da, frate, frate, dar până la blestem. Nu? Da, dacă spuneți. Eu spun. Acum m-am uitat eu așa prin CNP-urile fiecăruia.
V-am mai spus că sunteți imoral de tineri. Tineri și foarte tineri. Și față de Alexe, ce că trebuie să încerc scuze că încă n-ai ajuns la vectori. Dar o să ajungi la vectori. Crede-mă, nu scapă nimeni de vectori. Dacă mai se studiază fizica, nu o scăpa nimeni de ei. Așa? Și până când ajungi tu la vectori să vezi ce să ia, o să spun așa. Paul Miclă are cifra destinului 3, însă are foarte mulți de 1 în ceea ce înseamnă cifra lui sau pe structura cifrei lui, ceea ce înseamnă că Paul are posibilitatea de a începe multe lucruri deodată, să le și ducă la sfârșit și are capacitatea de a se putea afirma, de a putea fi recunoscut. Unul acesta îți dă posibilitatea să fii foarte stabil, să poți să te înhami la mai multe treburi deodată și să le duci cu succes. Apoi e foarte posibil ca să faci doi pași mari în față, însă să faci unul și mai mare în spate, pentru că încă mai ai rezerve asupra modului în care trebuie să mergi tu în viață. Încă nu toate lucrurile sunt așa de sigure cum par. O să ai ocazia cu siguranță să ții la depărtare mulți oameni, pentru că din perspectiva lor nu ești ceea ce ar trebui pentru comunicare. Lumea te percepe diferit și nu știe lumea cum să comunice cu tine. Apoi, la Cristina Maria Farcaș are ziua de naștere în 27 iulie, un an de grație, dar cifra destinului este 5, este cifra inventatorului, este cifra celui care întotdeauna vrea să ajungă dar la un lucru sau la un loc pe alte căi. Ea preferă altceva, să nu fie ca toată lumea, să fie diferită, să aibă caracteristici diferite, lumea să o perceapă exact cum crede ea, deși lumea nu știe exact cum se crede ea, are posibilitatea să se întoarcă la un lucru de mai multe ori și își revizuiește comportamentul de mai multe ori, spunându-și în sinea ei, na, și data trecută tot așa mi s-a întâmplat. Apoi trebuie să spunem că are lipsa 4 în cifra destinului, ceea ce înseamnă că va trebui mult să alerge, să trebăluiască până când se așează într-un singur loc. Ești foarte difuză din perspectiva asta. Toate îți plac, toate sunt bune, toate sunt în regulă și niciodată nu poți să te hotărăști foarte clar asupra unui loc. Aici vreau, asta vreau, ăsta este locul pe care l-am eu. Și o să ai ocazia să cunoști enorm de multă lume, dar lumea va trece foarte repede pe lângă tine. Nu-ți faci ușor prieteni, nu ți-i faci ușor, pentru că, din perspectiva ta, tu ai nevoie de mai multă atenție decât cred ei. Și atunci, automat că nu corespund cu criteriile tale de evaluare a prietenilor, automat îi lași să se ducă. Tu, de fapt, îi lași, nu le faci nimic. Da. Apropo de ce ai zis înainte cu cifra 4, care lipsește și că nu să prea statornică. Statornică, stabilă, asta nu știu dacă mă reprezintă chiar. Probabil în viitor, da. Mai și peste 10 ani. Sigur, orică... Și atunci să vii, te rog frumos să-mi spui ce ți-am spus acum, da? Bine. Deci o să ai încă foarte multe locuri de țopăit încoace și încolo, să vezi de la ce m-am referit eu, dar să ții minte, bine? Bine. De altă dată, 12.46, mai avem încă până atunci, încă 7 minute aproape, trebuie să-i spun celei născute în 27 mai 2003, că cifra destinului este 1, ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că vei fi un om foarte remarcat în ce vei face, indiferent ce vei alege. Vei fi un om văzut, vei fi un om apreciat. Ai 7, ai 5, ai 3. Ai lucrurile acestea care îți sunt necesare. Nu te vei înconjura de mulți prieteni, dar să știi că îți alegi pe cei buni. Sau cei buni te ajută să te vezi tu, importantă. Apoi trebuie să mai știi că ai capacitatea de a lega prietenii foarte sincere și care durează peste veacuri, era să zic peste decenii. Deci oameni cu care să fii prieten foarte mult timp, la fel nu poți să te lauzi că ai fi una dintre cele care sunt foarte prietenoase, dar ai criteriile tale de evaluare a cunoștințelor. Ai foarte mulți 5 în cifra destinului, ca și colega ta, este posibil să repeți anumite lucruri, pentru că nu poți să ai atâta sânge rece sau nu poți să fii atât de dură încât să te înveți minte odată că dacă faci ceva și primești o palmă înapoi pentru fiecare lucru bun făcut, să iei minte și să zici, no, eu nu mai le fac de aia niciun bine. Va trebui foarte mult să te apleci pe eu sunt, nu pe eu am. Să ții minte asta, da?
Și cifra 3 are și colega născută în 29 mai, e vorba de Larisa, cea care are cifra 3. Are capacitatea de a se reinventa, de a începe lucruri noi, mai multe deodată, de a avea mai multe pasiuni, că tot am vorbit. Îi plac lucrurile rotunde, îi place comoditatea de acasă, îi place comunicarea, îi place foarte mult comunicarea, dar provocarea îi se potrivește cel mai bine. Îi face mare plăcere de fiecare dată într-o situație nouă să intre, nu pentru că știe că are ceva de câștigat din ea, ci pentru că îi pune la dispoziție sau o pune într-o situație în care este provocată și își măsoară limitele. Asta este Larisa și toate celelalte valabile și din partea lui Paul. Îți lipsește șasele, ceea ce este bine, dat fiind faptul că ai cifra 3, îți lipsește șaptele, însă ai un 11 în cifra destinului pe unul dintre arborii vieții tale, ceea ce înseamnă că ești un om însemnat. În unul dintre domeniile pe care le vei remarca, vei fi un bun profesionist. Acum depinde de tine dacă îți alegi medicina veterinară, dacă îți alegi cântecul, dacă îți alegi fotografia sau câte alte pasiuni mai fi având tu. E bine așa? Perfect. Perfect, d'acord. Și acum îi luăm de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga pe toți ceilalți ca să le adreseze telespectatorilor un gând și așa mai departe. M-am ajuns tu înainte de asta cu câștigătorii Festivalului Vasile Conțiu? A, desigur. Îi știi pe toți. Și premiile. Dacă stau și mă gândesc bine, da. Deci, marele premiu s-a dus anul acesta în Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, la Vlăduț Sărmaș. Sper că o să vină să-l vedeți și voi, are numai 3 rânduri de pene în clop, dar când o să se căsătorească, o să aibă 4. Nu ne-a spus ce. O să aibă 4. Bun. După aceea, premiul întâi este câștigată de Cumințenia Pământului. Denisa Ioana Bărbat. Denisa Ioana Bărbat, pe care ați văzut-o și dumneavoastră în emisiunea noastră, este una dintre ființele cele mai cuminți din câte cunosc eu. Și ar trebui să fie un pic mai obraznică, nu în sensul rău, în sensul bun, ca să aibă mai mult aplomb pe scenă. Că conține, e foarte important lucrul ăsta. Premiul 2, împărțit în două. Da, a mers la două concurente, a mers la Gorj. Da, Bărbulescu. Nu, Roxana Croitoru. Croitoru, nu Bărbulescu, așa. Da. Roxana Croitoru și... aici, la noi, la Șeulean. Cosmina Șeulean. La Cosmina Șeulean, care este în concediu și transmite în concediu plăcut. Și ea o cumințenie a pământului, dar se pregătește pentru o viață dură de magistrat. Premiul 3. Florin Mihalache. Pe Florin Mihalache îl pasăm, îl postăm unde vrem noi. El zicea că e din Rahova. Deși a reprezentat Banatul de Munte. Da. Așa, și? Și... Gafița? Da, Eusebiu, Eusebiu Gafița. Gafița, premiul 3, el este din Neamț, dacă memoria mea mă ține. Și apoi au urmat mențiunile. Și mențiunile n-au fost 1, 2, 3, 4 și 5, ci au fost mențiunile noastre, printre care te-ai aflat și tu. Și eu, da. Așa. Acum mi-e foarte greu să mă mai gândesc cum îi chema pe celorlalți concurenți, mai ales într-o zi așa de toridă ca și asta. Hai să vedem câte un gând bun pentru fiecare. Le transmit telespectatorilor să... Că o să vorbești mai tare în viitor. Bine. Așa, și asta e foarte important. Le transmit telespectatorilor să iubească în continuare folclorul. Da. Să rămână la fel de activi în ceea ce privește muzica... Și să ne urmărească. Să ne urmărească în continuare. Așa să fie. Mai departe, Cristina. Eu aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care se uită acum la noi și să le mulțumesc și tuturor celor care mi-au urat la mulți ani, pentru că n-am reușit să le spun fiecăruia în parte mulțumirile. Așa. Cred că a sunat telefonul de dimineață. Da, chiar îi spuneam Larisa înainte să intrăm în emisie că deja telefonul meu a sunat de, cred că e supraîncărcat la ora asta. Așa, dar se consumă bateria, este bine. Deci le mulțumesc tuturor celor care mi-au urat la mulți ani și și-au rupt un pic din timpul lor pentru o urare și tuturor celor care se uită la noi. Le mulțumim că ne susțin, că ne lasă să intrăm în casele și în inimile lor. Și să rămână alături de noi de fiecare dată când ne vor vedea pe o scenă sau pe micile ecrane. Așa să fie. Alexia. Și eu la rândul meu doresc să-mi salut întreaga mea familie și să le mulțumesc tuturor oamenilor care m-au susținut până acum și le transmit oamenilor, vă rog frumos să aveți mult mai multă grijă de
de portul popular, pentru că avem un costum extraordinar, noi românii, și de obicei m-am dus așa pe sate să adun zestrea noastră și costumele erau mai puțin, da. mai puțin îngrijite. Da. Așa e? Mai departe, Larisa? Aș dori să le transmit eu telespectatorilor mulțumiri pentru că se află alături de noi, pentru că foarte mulți dintre ei susțin tânăra generație. Salut pe această cale toți cunoscuții și în special familia, care știu că va urmări această emisiune, și transmit telespectatorilor multă sănătate și să sperăm că vor rămâne în continuare alături de noi. Au fost patru, nu doamne, și toți patru, au fost patru, trei și unu, dar tineri pe care noi îi vedeți în fiecare zi la televizor, dar sper că astăzi v-a făcut plăcere să stăm de vorbă cu ei și ori mai veni. Vă urez să vă îngrijiți bine și să nu suferiți de vedetin, să nu vă îmbolnăviți cumva de vedetin, că atunci ai bai și nu mai puteți intra aici, e carantină și știți cum este. Și să aveți parte de bine, toate detaliile și tortul pe data viitoare. Spunem la mulți ani încă o dată, o să cântăm și o să-ți facem și ziua mai frumoasă astăzi și dumneavoastră la fel. La ora 13, Plaiuri Mureșene, ne vedem și săptămâna viitoare, că tot ne apropiem așa de un final frumos și drăguț și încercăm de fiecare dată să vă aducem aici în sfârșitul de săptămână, dar și de luni până vine de la ora 17. Vă mulțumesc încă o dată frumos. Lăsăm finalul tinerilor noștri, Sus la munte la izvor, apoi Eu sunt fată reghineană, Ulița e lungă și largă și mult te-ai lăudat, bădiță. Acestea sunt piesele cu care încheiem. Mihai Nașcă vă mulțumește pentru atenție și vă urează că de fiecare dată să urmăriți viața satului, ca să știți de unde venim și încotro ne îndreptăm. Doamne ajută!
șederea, s-aude în toată lumea, răsună cu lac și drag pe placoa inimilor. Șetiera, s-aude-n toată lumea, răsună cu lac și dat pe placoa vinilor. Joacă feișorii cu fete, la-i-la-la-la-la, însurați cu neveste, la-la-la-la-la-la. Păi cântă șetiera și păstrâne, la-i-la-la-la-la, tătar dealul să răsune, la-la-la-la-la-la. La 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 la, cu
mult ani după cap, mă, la 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 la. Și frumos, la 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 la. Îs tânără și-mi stă bine și noi plânge după tine, la 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 la. Nu-i ficior pe pământ, la 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 la. După care eu să plâng, mă, la 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 la. Cine, la 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 la, să fii arăpi la mine, la 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 la. Dacă-i trăi cât pământul, la tine nu-mi șa de gândul, la 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 la. Și ei și singur pe lume, tot nu m-o-i gândi la tine, la la la. Și minciună, la 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 la. Nu faci bani de viață bună, la 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 la. Uite băghiță cu bine, la 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 la. Că-i găsă una ca tine, la 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 la.